Morning Glory, Morning Glory, ce mâini calde au măsării. Nu știu dacă ați văzut știrile, vodă, Ioan e gotul, cum îi spune Nechifor Bugeac, cronicarul de la Letopiseț, cu care sperăm să intrăm dacă se potolește odată cu telefonul ăla. Eu cred că ne aude și acum râde de noi. Da, dacă stă, dracul e liniștit. Dă din cap dacă ne auzi. Ne auzi? Clipește des dacă ne auzi. Așa, bun. Deci ne aude. Așa, bun, ne aude. Așa, abia așteptăm să-l auzim și pe el. Cred că a dispărut iarăși. Nu, 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 e acolo. Aici. Dar trebuie să dau eu drumul la... Bun, imediat s-au sesizat cronicanii care scriu povestea domniei lui Ioanie Vodăgotul. Uh-huh. Adică Claus Iohannis, cel care dă direcție, ca să zic așa, țării noastre. Și el a ieșit din ibernare și a ținut un discurs în care, a pronunțat, dacă îl invitam la farfuria lui Exarhu să gătim împreună, dacă făceam o porție de chili con carne, el pronunța chili con carne. Ba da. Ei, la fel a fost situația cum pronunță dumnealui, că mi se pare unul dintre cei mai amuzanți voievozi de la Ceaușescu încoace pe materie de pronunțe. Mm-hmm, pentru că nu ies astea cu i-eurile, i-aurile, nu ies deloc. Așa că îi spunem bună dimineața domnului nostru Nechifor Bugeac. Bună dimineața, ne auzim? Bună să vă fie inima! Bună să vă fie inima! Bună dimineața, ne bucurăm că v-ați întors. Suntem live pe Facebook, dacă vreți să vedeți în ce hal arată invitatul nostru, vă rugăm să o faceți. Nu putea, Dumnezeu nu strică două case, deci iată încă o ocazie de a ne face de râs, nu numai noi, ci și invitatul. Și pentru asta, totuși, în limba română veche, în limba vechilor cronicari, o să auzim știrea de ieri cu Ioanie Vodăgotul și ieșirea lui din ibernare și gafa pe care a făcut-o la o conferință în care era vorba despre Africa. Așa că să dăm glas cronicii rostite la aici, la Slava Utreniei, adică așa. Morning Glory, așa se numește în limbă veche, de domnul nostru Nechifor Bugeac de la Letopiseț. Bună dimineața, dăm legătura în studio. De cum au fost prins Vodă cu o caua mică, aflând Ioanie Vodăgotul de la Slava Utreniei cum călcată boierii, au ieșit îndată acesta înaintea norodului și le-au zis acestora de cum și-au pretrecut leacul ce s-au scurs în slujba neamului și de hagealâcurile ce le-au săvârșit într-o țară-i propășire. Deci au povestit de-a fira păr cum s-au aburcat acesta în pântecele unei paseri de mandem alături de Carmen Doamna și cum au zburat aceștia în ținuturile de miază zi, în creiile oamenilor cu voi cernic, din locul căruia îi se zice Ipricia, unde se lăsluiesc pardoși și olifanți și cum nu s-au temut de aceștia. Ce au mai istorisit de un alt loc, America de miază zi, unde au călătorit tot pentru binele norodului. Ce au socotit țarele unde au făcut hagiaduc și au ostenit borovind cu alți crai, și anume trei dintre acestea, ce alături de Vrasilia și Țara Arginților, în loc de a zice Țara Chiperilor, adică Chile, au zis Chile, adică o măsură de greutate. Iar acum o oca face cam cât un chil și un cifert, putem zice că au fost prins acesta cu o caua mică, precum cuza i-au prins spre negustorii necinstiți. Și nu avem știință de ce au zis acestea Chile în loc de Chile, ci numai o bănuială, că se gândeau poate Vodă la șoșoacă jupâneasa. Da. Valoarea unui politician uneori se măsoară în ani, alteori în chile. Bun, acum pentru cei care n-au înțeles aproape nimic din ce s-a întâmplat aici, ar trebui să traducem pentru cei care nu știu, n-au citit, n-au parcurs capitolul de română veche de cronicari la orele de limbă și literatură română. Boi cernit înseamnă, corect politic, persoană de culoare închisă, nu? Da, boi, care boi este pielea, e culoarea pielii, da.
Corect, corect politic, adică pravoslovie obștească, corectitudine politică. Aha. Deci îți voi zice, mergi de ești bălai, mergi dar de cercetează înlesnirea, adică check your privilege. Bun, e o modalitate de a traduce foarte frumos. Bun, s-au dus, asta mi-a plăcut. Deci Hagi Alâcu este sunt călătoriile lui Ioanie Vodă Gotul, Klaus Iohannis, în tot felul de țări. Vrasilia, mi-a plăcut foarte mult traducerea, Vrasilia. În limba veche, B-ul și V-ul, deci Betleemul devine Vislaim, de pildă. Da, da. Mi-a plăcut aia cu Țara Arginților. Și Țara Arginților e... Foarte frumos. E frumoasă. Întocmai. Le traduc, le tălmăcesc, dacă se poate, de pildă, Liberia iaște Slobozia. Bun, deci știrea a fost că președintele Iohannis a pronunțat Chile în loc de Chile și de aici ne-am luat cu toții, așa că singura formulă este să îi mai acordăm încă un rând de aplauze vrednicului nostru cronicar Nechifor Bugeac de la Letopiseț, îl găsiți pe Facebook, acolo e la locul lui și în exclusivitate din când în când reacționează, nu-i așa, cu pana ei măiastră și vine aici și ne spune, ne tălmăcește pe înțelesul norodului în limba proastă românească toate aceste vești. De ce se spune limba proastă românească, apropo? Proastă în sensul populară. Deci nu e, e o expresie veche asta? E o expresie veche, deci tălmăcită și diortosită în limba proastă românească, adică tradusă și îndreptată, diortosirea adaptată oarecum. Sunt multe cuvinte pe care le puteți învăța și să vorbești în limbă română veche e o încercare foarte, foarte dificilă, dar ne place din când în când pentru că descoperim că limba română are mai multă savoare decât a folosi, decât ne arată cele 300 de cuvinte folosite în limba de astăzi și printre ele e unul care valorează cât 100 de cuvinte și se numește Cătălincă, frate. Așa că încă o dată îi mulțumim foarte mult domnului Nechifor Bugeac. Ne bucurăm să îl primim din nou aici la Slava Utrenii, la Morning Glory. Foarte mișto tradusă asta. Ar mai fi și alte variante de a traduce Morning Glory în limbă veche? Slava Utreniei, slava ceasurilor dimineții, voi gândi pentru data viitoare. Bine, mulțumim foarte mult, încă o dată aplauze și să ne auzim cu bine. Că erau, să ne auzim cu bine. Erau multe dzuri și dzurile ne plac. Și cum îi spune, mă? La revedere! La revedere! Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Morning Glory, Morning Glory! Ce buni sunt dăunătorii!